Alo? Aliona? Tu ești? Da, eu. Nu, sunt singură în birou și pupă zadator timp să nu fie deranjată. Tu, vii diseară la Natasha Egorova? Hai tu, vin, o să fie o petrecere senzațională. Bună dimineața. Bună dimineața, o clipă, vă rog. Da. Aliona, n-am pic de liniște. Spune-mi, vii sau nu vii? O să fie toți ai noștri. Da, fiți amabilă, vă rog. Tovarăș, te rog frumos, ai puțină răbdare. Nu vezi că sunt ocupată? Da. Alionca, te sun eu mai târziu. Ce doriți, tovarășe? Audiențele sunt numai miercuri. Mă numesc Iuri Grigorievici Samohvalov. Am fost numit director adjunct la Centrul de Statistică. Sper că n-am nimerit greșit. Vai de mine. Vă rog să mă scuzați. Poftiți, poftiți pe aici. Directoarea noastră vă așteaptă. Poftiți, da, vă rog. Da, mulțumesc. Alo, Aliona, tot eu sunt. Tu a sosit noul adjunct. Da, a lucrat 2 ani la Geneva și un bărbat încântător. O să nebunească toate femeile din instituție. Tu știi, eu sunt curioasă să văd cum o se descurce cu pupăza. Ludmila Prokofievna, îngăduiți-mi să vă îmânez o amintire din Elveția. Un pix cu 8 culori e foarte util pentru rezoluții. Cu negru se respinge, verdele e culoarea speranței, albastru va însemna că problema mai trebuie studiată, cu roșu să se facă imediat formele la cacerie. Foarte spiritual, mulțumesc. Da. Da, Ludmila Prokofievna? Cheamă-l, te rog, la mine pe Novoselțev. Care Novoselțev? Un oarecare Novoselțev. Un funcționar mediocru, apatic și pe deasupra lipsit total de inițiativă. Din păcate, avem încă destui de felul ăsta. O să-l vezi imediat. Da. Iuri Grigorievici, da, te vei familiariza mai întâi cu activitatea serviciului de industrie alimentară. Să știi, este un serviciu model. În Elveția m-a preocupat deosebit statistica în sectorul alimentar. Da, foarte bine, foarte bine. Apoi o să te rog să vezi cum au fost instalate calculatoarele la serviciul comercial. Știți, în Elveția, calculatoarele... Stăm foarte prost cu serviciul industriei ușoare, să știi. Petrunin a fost mutat la minister și nu găsesc o candidatură corespunzătoare pentru postul de șef. Bună ziua, Ludmila Prokofievna. Bună ziua. Olia! Iura! Da, Iura! Ludmila Prokofievna, îngăduiți-mi, am fost colegi de grupă la universitate. Dacă ați ști ce tip teribil era... Da. Iura, dacă ai ști ce bucuros sunt, cu ce ocazie... Tovarășe Novoselțev, dumneata ai întocmit situația asta? Da, Ludmila. Da, da. Dacă te apuci de o treabă, ori o faci serios, ori las-o baltă. Statistica este o știință care nu permite aproximațiile, iar dumneata folosești date neverificate. Le-am verificat. Nu este adevărat. Iuri Grigorievici, o să te rog ca în calitate de adjunct să dai o atenție deosebită disciplinei. Da, bineînțeles. Se întârzie la serviciu, Iuri Grigorievici. Da, da, în orele de muncă unii își fac piața. Nu de mult s-a petrecut un lucru revoltător. Închipuieți, cineva a agățat un afiș prin care anunța că vinde o pereche de ciorapi. Poate erau mici sau mari. Tovarășe Novoselțev, mai dorești ceva? Nu, nu, nimic, nimic. Te rog să-mi prezinți mâine situația refăcută. Da, da. Tolia, trec eu pe la tine prin birou. Te aștept, te aștept. Olea, Olea, știi cine a fost numit adjunctul pupezii? Ce? Îl ții minte pe Iura? Care Iura? Hai, nu te mai preface, Iura Samohvalov. Cine? Da. Iura Samohvalov. Cum arată? Oh, bine. De altfel privește-l, viu și natural. Da. Doamne, Iura, ce frumos ești. Nu, 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 să nu exagere. Tu nu te-ai schimbat deloc. Cum îți mergi? Și tu lucrezi aici? Ce mai faci? Bine, am o casă drăguță, doar că e cam departe. Băiatul meu, Vitca, a împlinit 14 ani. E primul la săritura în lungime. Da. Și soțului meu îi merge bine. Însuși profesorul Vișnevski l-a operat de ulcer. Acum e în convalescență la băi. Și în general îmi merge bine. Fac excursii, mă duc la cinema, primez musafiri. Dar tu? Normal. În ultimii 2 ani am lucrat la Geneva și acum am fost numit la voi, adjunct. Dar asta e colosal, Iura! Iura, trebuie neapărat să-l ajuți pe vechiul nostru coleg și prieten, Tolia Novoselțev. Olea, te rog, încetează. Da, da, da. E o nedreptate strigătoare la ce? S-a eliberat la noi locul șefului de serviciu. Da.
Tolia ar fi o candidatură minunată. E deștept, se pricepe și nu i-ar strica un salariu mai mare. Are de întreținut doi copii. Olea, liniștește-te, te rog. Tolia, ești tată de copii, dar de cine și-ar fi închipuit? Cu cine te-ai căsătorit? Nevastă n-are. L-a părăsit și l-a lăsat cu doi copii în brațe. Nu e adevărat, Olea. Eu n-am vrut să-i dau copii. Da. N-ar fi rău să-ți pici o avansare. E, Iura, atunci numește-l, doar e șef. Nu se poate așa dintr-o dată. Directoarea voastră nu prea te apreciază, dragă Tolia. Te consideră, cum să-ți spun, o mediocritate. Cred că are dreptate, Iura. Termină cu ironiile. Directoarea noastră e o pupăză acră și rea. Trebuie să o convingi, Iura. Voi mai stați nițel pe aici? Da. Că eu dau o fugă până la magazin să cumpăr ceva de mâncare. Da? Doamne, iar de mâncare. Cum se schimbă oamenii. Mă s-a îngrășat. Aproape că n-am recunoscut-o. Ei, Iura, e greu să-ți păstrezi tinerețea când te înghesui tot timpul prin autobuze și gătești pentru o familie întreagă. A rămas însă la fel de inimoasă. Nu trebuie să o iei în serios însă cu postul, știi? Dar de ce nu? De ce nu? Zău, Iura. Trebuie să aibă și pupăza voastră un punct slab. E o femeie trecută, urețică și singură. Vai de mine, Iura, nu e femeie, e director. Diseară sărbătoresc numirea mea. Am invitat-o și pe ea. Vino și tu. Da. Păi puțină curte la asta reacționează orice femeie. Nu, pot, Iura, mie mi-e frică de ea. Și apoi cum să-i fac curte pentru un nenorocit de post de șef de serviciu? Nu știu, drept cine mă iei? Nu s-o iei de nevastă, încearcă doar să-i devii simpatic. Acasă oamenii arată altfel decât la birou. Ascultă-mă. Mi-e foarte plăcut la dumneata, Iuri Grigorievici. Da. Ai o soție foarte simpatică. În privința aceasta, gusturile noastre coincid, Ludmila Prokofievna. Da, da, sper că nu numai în privința asta. Duceți-vă la musafir, Iuri Grigorievici. Se plictisesc probabil fără dumneata. E, și dumneavoastră? Nu, pe mine mă obosește zgomotul. Am să stau aici și am să mă uit prin reviste. Nu trebuie să vă faceți griji din cauza mea. Da. Avem noroc. Ludmila Prokofievna e dincolo, singură, se odihnește. Să se odihnesc, eu nu vreau să o deranjez, nu. Tolia, încetează cu caragiostâcurile. De ce? Poftim, ține tava asta, du-te și oferă-i un cocktail. Nu, tu ești gazdă, servești-o tu. Nu. Tolia, sunt perfect conștient că Ludmila Prokofievna arată ca o sperietoare. Dar încă și tu, priviri languroase pe deasupra capului ei sau pe lângă. Nu, 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 Iura, este degeaba totul. Și cocktailul și privirile tot nu se mă numească. Nu, 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 nu se mă. Nu mai discuta atâta, ține tava. Păi da, bine. Pot să intru, Ludmila Prokofievna? Poftim. Poftim, tovarășe Novoselțev. Ce-ai rămas cu tava în mână? Ia loc, poftim. Mulțumesc. Ai vreo treabă cu mine? Nu, nu, adică, da, da, și, vă rog să beți un cocktail. Tovarășe Novoselțev, eu nu beau. Nici eu, dar... Și atunci de ce ai venit cu tava? Așa, adică nu, nu știu. Știți, Ludmila Prokofievna, ați avut dreptate, am să refac situația aia. Mă bucur, tovarășe Novoselțev. Vă plac ciupercile? Poftim? Ciupercile. Ciupercile alea, știți, albe, mănătârci. Nu, nu-mi plac ciupercile. Ludmila Prokofievna, îmi pare sincer rău. E așa de plăcut să culegi ciuperci. Unele cresc pe lângă buturugi, altele pe... Doar dacă e secete, trebuie să le cauți prin locurile umede. Văd că ești un mare specialist în ciuperci, tovarășe Novoselțev. Mă cheamă Anatolie Efremovici, Ludmila Prokofievna. Da, am să rețin acest amănunt, tovarășe Novoselțev. Da. Mai ai vreo problemă cu mine? Nu, nu, nu. Atunci nu te mai rețin. Da, sigur. La revedere. Cu bine, cu bine, tovarășe Novoselțev. Cum a fost? Văd că paharele sunt neatinse. Sunt neatinse că e abstinentă. Și ce ați făcut? Despre ce ați vorbit? Despre ciuperci. Ceva mai pasionat n-ai găsit? Doar nu era să vorbim despre șerpi. Nu, nu, Iura, am vrut să te ascult, dar nu mă pricep. Ultima oară i-am făcut curte nevestei mea, acum 20 de ani. Nu, nu pot, m-am dezobișnuit, ce vrei. Dar ea a observat că îi faci curte? Mă tem că nu. Tu vrei să rămâi toată viața economist principal? Nu, atunci... dar ce, nu putem născoce altceva? Că rămân singur cu ea, mi se taie picioarele. Nu sta în picioare, așează-te. Da, 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 nu știu despre ce să vorbesc. Of. Alege și tu un subiect mai intelectual. A, chiar, intelectual, sigur să încerc.
Stai să mănânc ceva, să prind puteri, să pot lupta pentru promovarea mea pe scara ierarhică. Hai să mănânci după ce ai să fii promovat. Da? Du-te și fii cât mai intelectual. Bine, Iura, bine, mulțumesc. Scuzați-mă, Ludmila Prokofievna, iar am venit. Da, parcă ne-am luat rămas bun, tovarășe Novoselțev. Da, da, atunci să ne salutăm din nou. Bună seara, Ludmila Prokofievna. Bună seara, tovarășe Novoselțev. Am impresia că vă plictisiți, Ludmila Prokofievna. Nu, 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 sunt obișnuită să fiu singură și nu mă plictisesc niciodată. Da? Atunci poate ar fi mai bine să plec. Nu mă deranjez. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Despre ce aș putea vorbi cu... Problemele de serviciu le-am analizat. Șupercile o lasă rece. Numai versurile vă plac? Da. Minunat, să vorbim despre poezie. În tinerețe am compus chiar versuri. Dar dumneavoastră? Nu, n-am avut talent în direcția asta. Nici eu, dar o să vă recit și o să vă convingeți singure. Poate că n-ar trebui. Nu, vreau neapărat să vă fac o impresie bună. Ascultați. Verzui, albastru-i cerul și ciobul lunii doarme. Spălat de azur e vântul primăvăratic blând. Și cea din urmă gheață pe râu o să se sfarme și sufletul tău iară va fi un vârtej curând. Nu-i prea izbunită șmecheria dumitale. Nu sunt verzurile dumitale, ci ale lui Bloch. N-aș fi crezut niciodată că voi pricepeți la poezie. Versurile sunt foarte frumoase, dar le-ai recitat îngrozitor. Mă rog, asta e părerea dumneavoastră. Toți prietenii mei spun că recit admirabil. Nu spun adevărul, recit îngrozitor. Dar muzica vă place? Eu sper că n-ai de gând să cânti. Și de ce nu? Prietenii mei spun că am o voce plăcută. Nu, cumva ai băut prea mult. Când beau prea mult devin furios, de-aia nu beau niciodată. Ce să vă cânt? N-are niciun rost, dar te rog, dumneata vrei să fii lăudat, iar eu spun totdeauna adevărul. Aha, v-a zis că sunteți convinse de înainte că nici să cânt nu știu. Da, mă obosești îngrozitor, tovarășe Novoselțev. Am să cânt și oboseala o să vă treacă imediat. E, asta e. Iau chitară. Nu cumva e nebunit. Da, asta e. E nebun. Și namurgul se coboară de un roșu foarte aprins, dragostea mistuitoare, e așa multe că s-a stins. Și aia... Te rog, dar potolește-te, tovarășe Novoselțev. V-a zis că nu vă place cum cânt. Nimic nu vă place. E imposibil să vă intre om în voie. Dar nu mă las. Acum să dansez. E, asta mai lipsește. La 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 la. Încetează cu mai muțerele astea, tovarășe Novoselțev. Probabil că nu vă plac dansurile moderne. Nu-i nimic, am să interpretez un dans popular. Potolește-te. Nu vreți să mă acompaniați? Dar te rog, potolește-te. Hali, ah, hali, la 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 la. Lasă-mă, te rog, lasă-mă să ies imediat. Lasă-mă. Aha. Îți ordon să încetezi. Ce s-a întâmplat? Iuri Grigorievici, te rog, potolește-l. Te rog. Tolia, liniștește-te, ce te-a apucat? De ce dansezi? Dumneavoastră, dragă tovarășe Andrecan, nu vă place cum recit, cum cânt, cum dansez, cum muncesc? Pentru că sunteți o fiară. Nu, n-aveți suflet, sunteți rea. Uscată! Încetează imediat! Nu vorbi neîntrebat! Nu-i nimic, Iuri Grigorievici. Lasă-l să spună ce are de zis. N-aveți nimic omenesc. În loc de inimă aveți cifre și situații. Tulia, ieși imediat afară din camera! Plec când vreau eu! Iuri Grigorievici, lasă-l în pace. N-aveți decât să mă concediați. Eu sunt fericit. Auziți, sunt fericit că v-am spus adevărul. În față! Doamne! Doamne! Iuri Grigorievici? Îți mulțumesc pentru această seară încântătoare. Bună dimineața, Veronica. Bună dimineața. Am cam întârziat astăzi. Vai de mine, dar mai un sfert de oră până la începerea programului. Numai că dumneavoastră veniți să... Fii bună, te rog, și adu-mi dosarul lui Novoselțev. De unde, Ludmila Prokofievna? Încă n-a venit nimeni de la personal. Da. De fapt, dumneata știi totul despre toată lumea, nu-i așa? Păi o secretară le află pe toate fără să vrea. Și poți să-mi spui despre Novoselțev? E un neisprăvit, burlac cu doi copii. Cum burlac? Ce copii? Cu doi. Să stai că nu înțeleg. Cine e nevasta lui? O țineți minte pe una, Liza Leontieva, de la contabilitate. Era așa una drăguță cu părul lung blond. Nu știu. Nu, că nu mai lucrează acum la noi. Nu o cunosc. Ei bine, a fost căsătorită cu Novoselțev și au avut doi copii. Aha. Pe urmă ea s-a încurcat. Țineți minte?
minte, venea pe la noi așa un inspector cu... cum îl chema? Avea urechile clăpăuge. Știu, cred că știu. Pe ea nu țin minte, dar de inspectorul acela mi-amintesc. Ei, Liza a fugit cu el, de copii n-a mai avut nevoie. Nu mai spune. Da. Cum poate o mamă să-și părăsească copiii? Păi nu, că la ei în casă n-oboselțe vera mamă. Da, să știți că în general e un om foarte liniștit. Nu l-am auzit odată ridicând vocea. N-aș spune că e chiar atât de liniștit. Da, Verochka, îți mulțumesc pentru informații. Plecere. Te rog să nu lași pe nimeni să intre la mine. Bine, lucru. Bine. Alo? Aliona, tu ești? Tu, păcat că n-ai fost aseară la Natasha Egorova. Ne-a arătat un tip niște scamatorii să nebunești, nu alta? Așteptați o clipă. Auzi, Aliona, m-auzi? Tipul lucrează la cinematografie ca asistent, mare șmecher. Aliona, te sun eu mai târziu. Bună dimineața, Olga Petrovna. Novoselțe, pregătește-te. Ce? Pupăza se interesează de tine. Cum a venit, mi-a cerut dosarul tău. Vrea să mă dea afară. Pe tine de ce? Pentru huliganism. Nu știu ce m-a apucat aseară. I-am spus tot ce cred despre ea. Ei, și? Ai fost moji cu ea în afara orelor de serviciu. Și nu are dreptul să te concedieze pentru asta. Ce știi tu, Ale? Veroți, ca fii drăguță, roagă să mă primesc. Nu, mi-a spus să nu intre nimeni la ea. Aha, bine. Dar eu tot mă duc. Ce faci? Bună dimineața, Ludmila Prokofievna. E ceva urgent, dar ce nu vă zicem? Da. Da, atunci poftim, intră. Ia loc. Mulțumesc. Ludmila Prokofievna, iertați-mă. Ieri nu știu ce m-a apucat și... Ieri ați afirmat că nu sunt un om, ci o fiară. Nu-mi dădeam seama ce vorbesc. Nu trebuia să-mi dați atenție. Tot ce ai afirmat ieri este o calomnie. Nu sunt de acord cu dumneata. Nici eu nu sunt de acord cu mine. Ai afirmat că sunt dură. Sunteți sensibilă. Fără suflet. Sunteți inimoasă. Inumană. Sunteți bună. Uscată. Sunteți udă. Te rog, încetează cu bătaia asta de joc. Eu mă umilesc în fața dumneavoastră. N-am vrut să spun udă. Asta mi-a ieșit întâmplător. Am vrut să spun tandră. Pentru ce mă urăști dumneata? Nu. Ce ți-am făcut? De unde ați scos-o și pe asta? Aici toți vă iubesc, vă simpatizează, se mândresc cu dumneavoastră. Dacă chemați pe cineva la dumneavoastră în birou, vine ca la o sărbătoare. Ludmila Prokofievna, vă rog, opriți-vă dumneavoastră, nu trebuie să plângeți. Vă rog, beți puțin apă, nu știu ce să mai... Beți, da, beți apă. Bună dimineața, Ludmila Prokofievna. Iura, ieși imediat afară. Dar ce se întâmplă aici? Mă da afară pentru huliganism. Hai, Iura, te rog, du-te, pleacă. Ludmila Prokofievna, încetați odată cu plânsul. De fapt, n-aveți decât să plângeți. Plângi, Ludmila Prokofievna. Poate că asta o să-ți ajute. Alo, cine treabă? Ministru? Nu-i arde de ministru. Adică, cum și dacă are să mă chime? Cum o să mă duc la el așa cu ochii roșii? Dacă așteptați puțin, nici nu să se observe. N-am plâns de mult. E cum o să bocesc acasă între patru pereți ca un alcoolic care bea singur? Data viitoare când vreți să plângeți, chemați-mă pe mine. Nu uite, Alice, ți-ma, ai copii. Doi băieți. Iar eu mă scoldiz de dimineață și îmi fac cafeaua. Nu pentru că vreau să o beau, dar știu că așa trebuie. Mă forțez să mănânc și să plec la slujbă. Uite, biroul ăsta este adevărata mea casă. Stau aici până la aud pe portar că își face rondul. Dacă ești când mă spăimântă seriile în fața televizorului. De ce nu mergeți cu colectivul în excursii să strângeți ciuperci? Mi-e rușine. M-am transformat într-o babă și n-am decât 36 de ani. Cum, 36? Da, da. Sunt mai tânără decât dumneata. De fapt, ce vârstă îmi dai? În orice caz, nu 36. Iar minți, tovarășe Novoselțe. Nu mint, zău, dar vă îmbrăcați în culori prea triste. Când zâmbiți, arătați de 25. Nu, cel mult de 30 de ani. Vă rog, zâmbiți mai des și o să vedeți. Bună ziua! Dar, de fapt, ce se întâmplă aici? Verucica avea un aer aiurit și n-a vrut să mă lase să intru. Avem treabă, Șura. Ai ceva cu mine? Da, strâng de la toți câte 50 de copeici. Deci, Borovski, își sărbătorește jubileul. Vrem să-i cumpărăm un cadou din partea sindicatului, știți? Da, dați-mi bani și scăliți-vă aici. Da, poftim. Și aici. Da, gata. Mulțumesc, bună ziua! Tovarășe Novoselțe, ești liber. Trebuie să văd de ce m-a căutat ministru. La revedere, Ludmila Prokofievna. Novoselțe, bine că ai ieșit odată. Nu credeam să mai apuc să te văd. Ce ți-a făcut pupăza? Te-a concediat? Te rog, încetează cu prostile, să nu mai aud vorba asta pupăză. Ce? Dacă mă caută Ludmila Prokofievna, sunt la mine în birou. Doamne, doar nu fi nebunii de durere.
Alo? Alo, Aliona? Eu sunt, auzi? Băiatul ăla de la Mosfilm, Senia, m-a sunat și mi-a spus că trebuie să facă rost de un tigru. Da, tot un tigru. Lucrează la un film polițist. Așa, și singurul martor al crimei e mâncat de un tigru. N-ai plecat încă, tovarșul Novoselțev? Ziua de muncă s-a terminat. Am rămas după orele de serviciu, deoarece dumneavoastră, Ludmila Prokofievna, mi-ați atras atenția asupra unor greșeli din lucrarea mea și vreau să le corectez. Da, și din cauza asta stai în biroul meu? Nu, nu, am sperat că o să-mi dați indicații suplimentare. Iar minți, Anatolie Efremovici. Ai rămas pentru că ți s-a făcut milă de mine. Astăzi am făcut imprudența să plâng în fața dumitale și din cauza emoției am spus o grămadă de prostii. Iar dumneata... Dumneata m-ai crezut. Toate astea sunt fleacuri, să știi, mă simt foarte bine, excelent chiar. Nu este totul viața personală. Da. Conduc o instituție importantă, toți mă respectă, nu-i așa? Unora le e chiar frică de mine. Da. Am fost la ministru, m-a lăudat, să știi. N-am nevoie de compătimirea dumitale și nici de protecția dumitale. Hai, du-te acasă, repede, repede că te așteaptă copiii. N-auzi? Pleacă! Credeam că ați fost sinceră, dar m-am înșelat. De-abia acum sunteți sinceră. La revedere, stai puțin. Of, toți își văd de ale lor. Numai eu îmi spar capul și nu știu ce cadou să-i cumpăr lui Borovski. Am văzut la consignația un cal de bronz. Ludmila Prokofievna, învoiți-l mâine pe Novoselțev că nu pot să car singură calul ăla. Bine, bine, fie și cu calul. Intră, intră, te rog, ca. Vreau să discut ceva cu dumneata, vino, te rog. În legătură cu ce, Ludmila Prokofievna? Cum să-ți spun, într-un cuvânt, ce se poartă acum? În ce sens? În sensul hainelor. Cine? Cine? Femeile. Ce fel de femei? Acelea care știu ce se poartă. Păi cine voi aveți... Scuzați-mă, Ludmila Prokofievna. N-are importanță. Mi-a venit o rudă din provincie. Da, e clar. Păi atunci să începem cu încălțămintea, nu? Da, da, sigur. Așa. Dragă Ludmila Prokofievna, pantofii transformă o ființă obișnuită într-o femeie. Acum se poartă cu vârful bond și cu tocul lat jos. Stai, o clipă să-mi notez. Da, poftim. Așa, dă-mi creionul. Da. Deci ce trebuie... Stai, cum ai spus, ce trebuie să fie larg jos? Vârful sau tocul? Tocul de la pantofi. Tocul. Da. În privința cizmelor, câți ani are ruda dumneavoastră? 36. Nu, atunci nu are rost să poarte cizme lungi. Mai departe, da? Da, da. Așa. În privința lungimii, se poartă toate lungimile. Midi, mini și maxi. Are picioare frumoase? Obișnuite. Deci nu mini. Pentru maxi e prea bătrână. Rămâne să poarte midi, 10 cm peste genunchi. Aha. Ați înțeles? Da, da. Așa. Da. În continuare. Se poartă dantele, catifea, gulerașe brodate, talia secundă. Stai că eu spui prea repede. Dantele. Da, da. Catifea. Da, da, da. Gulerașe brodate. Talia se poartă coborâtă. Mulțumesc frumos, Veroșca. Un moment, n-am terminat. Au mai rămas pieptănăturile. Cel mai la modă sunt perucile, dar nu se găsesc. Slavă Domnului! Dar cel mai important lucru în ziua de astăzi este mersul. Cum mers? Generația veche, dragă Ludmila Prokofievna, nu știa să meargă. Și prin asta se deosebește fundamental de noi. Scuzați-mă, dar dumneavoastră toți mergeți. Din nou scuzați-vă. De parcă ați bate cuie în podea. Da, cred că ai dreptate. Iar noi mergem, uitați-vă, ca niște zeițe. Așa? Adevărat, adevărat. Și e greu de învățat mersul ăsta. Dragă Ludmila Prokofievna, nimic nu e imposibil. Apropiați-vă puțin mai aproape. Da, da. Și acum după mine, Ludmila Prokofievna, începe pasul cu vârful, nu cu călcâiul. Da, 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 nu, v-ați zis cu vârful. Și... 1, 2, 3 Da, intră. Bună ziua, Ludmila Prokofievna. Doamne, ce-i cu monstrul acela din brațele dumitale? Cum? Calul de bronz. Ludmila Prokofievna, deschideți casa de bani. Pentru ce, dar de ce? Cum, dar de ce? Ca să ascundem calul. Alo? Da, dai aici. Am să-i spun. Șuroșca, ești chemată urgent la sindicat. Ludmila Prokofievna, mai aveți nevoie acum de mine? Nu, Veroșca, mulțumesc frumos. Foarte mulțumesc.
Dar ce faceați aici, Ludmila Prokofievna? Gimnastică din viorare? De ce eu nu lași calul ăla din brațe? Trebuie să fie foarte greu. Mie nu mi-e greu, eu sunt puternic. Cum v-ați distrat aseară după plecarea mea? Ah, foarte bine, foarte bine, mulțumesc. M-a sunat un prieten și m-a invitat la o plimbare cu mașina. Aha, ce fel de mașină? Volgă, nouă. Și de unde are prietenul dumitale atâția bani? Este inginer, constructor de avioane. Aha. Da, pe urmă ne-am dus la restaurant și... La ce restaurant? Pentru ce nu pui calul ăla jos? Pentru că sunt puternic și nu mă incomodează. Și după restaurant ce ați făcut? Exagerez, tovarășe Novoselțe. Pune calul ăla jos că o să faci hernie. Mă privește, eu sunt puternic. Și dumneata, cum ai petrecut aseară, tovarășe Novoselțe? Modest. M-am dus acasă cu autobuzul. Am controlat lecțiile celui mare, în clasa întâia. Apoi m-am jucat cu amândoi. Pe urmă soția, da. Ne-a chemat la cină. Pe soția dumitale o cheamă Liza? Nu e una blondă cu coc? Sau e deja altă nevastă? De ce? Doar ne împăcăm foarte bine. Pune calul ăla jos, ca cuș în scapi. Nu, e de bronz, nu o să se spargă. Urmă, după cine copiii s-au culcat și eu și noi am ieșit la plimbare. Aha, și după plimbare? Exagerați, Ludmila Prokofievna. Știu că n-ai niciun fel de soție, tovarășe Novoselțev. De ce minți tot timpul? Urmez exemplul dumneavoastră, Ludmila Prokofievna. Nici dumneavoastră nu cunoașteți vreun constructor de avioane. Nu-ți permit să discuți pe tonul ăsta. Nu uita că ești în biroul directorului. Ah, ce m-ai speriat. M-a distrus calul ăsta. Dar încetează cu prefăcătoria. Te rog să te ridici imediat și să ieși afară cu cal cu tot. Imediat, drag Prokofievna. Aoleu, ți-e rău, într-adevăr, Doamne Dumnezeule, nu cumva a leșinat. Calul e întreg. E întreg, da, dumneata. Cred că mi-am făcut un cucui. Stai să punem ceva rece, stai să-ți măi o batistă. De ce vă ocupați dumneavoastră personal? Trasați altcuiva această sarcină. Când o să încetezi să vezi în mine doar un șef fără inimă? Niciodată. Tovarăși director, vreau puțin. Da, imediat. Poftim. Alo? Aliona? Eu sunt Vera. Vera! Aliona, stai jos să nu cazi. Auzi, Pupăza m-a trimis azi la noul nostru director ajunt, Samohvalov. Îl știi tu, ăla de la Geneva, care, așa, avea nevoie de nu știu ce hârtie. Stai tu, ai răbdare, nu mă întrerupe. Samohvalov era plecat la minister. Am căutat la el pe masă. Tu știi pe Olga Petrovna? Aia tu care merge cu dunga strâmbă la ciorapi. Ei, ia. Îmi adusese o scrisoare să le dau lui Samohvalov. Și am găsit-o din întâmplare la el pe masă deschisă. Știu că nu-i frumos să citești scrisorile altuia, dar n-am putut rezista. Ascultă și tu ce scrie. Dragă Iura, mult timp nu m-am decis să scriu. Desigur, trecutul nu mai poate fi întors și scrisoarea asta e o prostie lipsită de sens, dar oricum îți scriu. La 40 de ani femeile fac multe prostii. Știu că toate astea n-au niciun sens, n-au niciun... Aici scrie, da, rost și îți provoc neplăceri. Dar îmi dau seama că în toți acești ani nu te-am iubit decât pe tine. E? Ce părere ai, Aliona? Eu cred că s-a scrântit. Auzi tu, să nu povestești la nimeni nimic. Bună dimineața. Da, Olia, sunt foarte mișcat, dar trebuie să înțelegi, așa e viața. N-are niciun rost să te chinui, nu? Anii au trecut, ești doar atât de deșteaptă, nu? Când unei femei se spune că e deșteaptă, se presupune că e teribil de proastă. Nu, asta am vrut să spun. Ce politicos ai devenit. N-am știut că politețea poate fi un defect. Nu, tu n-ai defecte. Tu ești alcătuit numai din calități. Dar despre toate astea mai pe larg în scrisoarea următoare. M-ați chemat, Ludmila Prokofievna? Da. Ai adus situația? Da, poftiți. Vezi că știi să muncești când vrei? Da, mie în general îmi place statistica. Fără ea epoca modernă n-ar fi de conceput. Anatolie Efremovici, azi dimineața am găsit pe birou un buchet de flori. Nu știu cine le-o fi adus. Știu eu, poate că Șura, da. Care Șura? Șura de la sindicat.
Nu cumva mă bănuiți că eu am adus buruienile astea? Nu, că nu-s buruieni, ci un buchet de flori. Și bănuiesc că dumneata le-ai adus. Și nu ai destul curaj să recunoști. Nu v-am adus niciun fel de flori. Doar n-am nebunit. Ce, v-a să zic că un om trebuie să fie nebun ca să-mi aducă mie flori? Ia te rog să ții buruienile și să pleci. Ludmila Prokofievna nu permit să se discute pe tonul acesta cu mine. Dacă mai spui un singur cuvânt, îți arunc cana în cap. Dacă mi-aruncați cana în cap, înseamnă că mă iubiți. Ieși! Cum îți permiți să vii la mine în afara orilor de audiență? Dacă ai vreo treabă cu mine, comunică-mi prin secretară. Bine. Ieși. Bine, Ludmila Prokofievna, iertați-mă, Ludmila Prokofievna. Nu se va mai repeta, Ludmila Prokofievna. Am să vin în audiență, mierda. Stai, te rog, Anatolie Efremovici. Te rog, scuză-mă, te rog, întoarce-te. Ah, da. Întoarce-te, m-am purtat într-adevăr nepoliticos. Poate că într-adevăr altcineva mi-a adus florile alea nenorocite. Nu, Ludmila Prokofievna. De fapt, eu vi le-am adus. Ești un om imposibil. De ce te-ai ținut atâta pupăză? Te rog, nu e pupăză. La urmă, urmei, nu le-ai dat tuturor să fie vedete de cineva. Cum de nu-ți e rușine să vorbești așa? Te rog să nu fii la mine. Ce? Ce ți-a venit să iei apărare? Pentru că pur și simplu nu o cunoști. Nici nu cunoști, înțelegi? Nici nu vreau să o cunosc. Intră, e deschis? Bună seara, Anatolie Efremovici. Poftim. Dar ce-i rămas așa? Sunt caragioasă? Haide, spune odată ceva. Bună seara. Ludmila Prokofievna. Ești o frumusețe. Serios? Ia loc, Anatolie Efremovici, să cinăm. Da, mulțumesc. Poftim, servește-te cu puțină salată. Da, mulțumesc. Să-ți spun și dumitare? Da, mulțumesc. Nu pe fața de masă. Ia și pește. Și pește, da, mulțumesc. Știți, Ludmila Prokofievna, m-am înscris în audiență la dumneavoastră pentru miercurea viitoare. Miercurea asta n-au mai fost locuri. Ce probleme? Nu știu cum să vă spun. Într-o problemă mai... Da, nu, personal, adică. Și de ce să așteptăm până miercurea viitoare? Spune acum despre ce este vorba. Când veneam spre dumneavoastră, mă gândeam că trebuie să discutăm foarte serios. Da, foarte. Dar nu știu cu ce să încep. De fapt, am o propunere. De raționalizarea muncii? Într-un fel. Da, o clipă, iartă-mă, da. O clipă. Alo? Pe dumneavoastră te caută, Anatolie Efremovici. Cum? Ah, poftim, da. Vorbește. Da, știți, copiii au rămas singuri și le-am lăsat numărul de telefon pentru orice eventualitate. Nu vă supărați. În general, copiii mii sunt foarte liniștiți. Nu vă supărați, da? Dar de ce să mă supăr? Hai, răspunde-le odată. Da, alo, Colea, tu ești? Ce s-a întâmplat? Ce vopsea? De ce ai ieșit pe balcon? Bine, o să spăl eu când mă întorc. Mergeți imediat la culcare, auzi? Imediat! Ce s-a întâmplat? Nu, nimic deosebit. Li s-a terminat vopseaua. M-au întrebat dacă nu mai am o cutie. Ce vopsea? Vopseaua verde. Am cumpărat-o ca să vopsesc grilajul de la balcon. Au găsit-o și s-au apucat să vopsească ușa de la bucătărie. Oh! Și nu le-a ajuns pentru toată ușa. Așa că... Da, parcă spuneai de nu știu ce propunere. A, da, sigur. Mi-amintesc. Dar nu știu cum să vă spun, ca să nu mă înțelegeți greșit. Deci, stimată Ludmila Prokofievna, nu așa, dragă Ludmila Prokofievna, propunerea mea constă în... Adică, înțelegeți, dumneata și cu mine, dacă ar fi să zicem așa, ca să comparăm, sunt sigur că eu am și doi copii, dar așa asta... Asta ar putea să fie un impediment. Ce legătură au copiii? Nu mă întrerupeți că mă încurc. Și așa de-abia îmi găsesc cuvintele. Că cine sunteți dumneavoastră, nu? O excelentă organizatoare, o bună conducătoare, o femeie impozantă. Și cine sunt eu, Ludmila Prokofievna? Un funcționar de rând, o înfățișare obișnuită.
și coleafă, așa, mediocre. Mie mi-e și frică de dumneavoastră. Uite, uite, în timp ce vorbesc, eu tremur tot. Anatolie Efremovici... Nu mă întrerupeți, vă rog. Știu că nu sunt demn de dumneavoastră. Copiii mei sunt buni, e adevărat, și cu minți. Vă rog să nu vă supărați pe mine. Mai bine să ridicăm paharul pentru... Ah! Doamne, ce am făcut? Nu-i nimic, mi-ai pătat rochia nouă. Vinul roșu nu se spală. Trebuie pus imediat sare, scoteți-vă rochia. Nu vă scoateți. Am să prepar... Nu, ce să prepar? Să presar pe dumneavoastră. Să-mi dați acasă când plec. Am să fierb cu un detergent special. Dacă mai scot o vorbă, să știi că pun rochia pe foc. Stai jos! Nu pe foc. Stai jos! Stau, da. În legătură cu propunerea dumitale. Da. Aș vrea foarte mult să te cred. Dar nu pot. Mi-e frică. Ludmila Prokofievna. Nu, te rog să nu mă întrerup. Eu te-am ascultat atent și nu te-am întrerupt niciodată. Da. Stai să... Eu m-am obișnuit să trăiesc singură. Da. Vezi, am o mulțime de manii și de ticuri și îmi place să comand. Sunt bănuitoare și ți-aș strica viața. Ludmila Prokofievna, de câteva zile nu am nimic mai drag pe lume decât pe dumneata. Și eu mă gândesc la dumneata mai des decât este nevoie. Dar asta n-are importanță. Știți, Nu mă întrerupe. În viața mea a mai fost odată o poveste tristă. Da? Da, trebuie să ți-o spun. Un bărbat care mă vizita foarte des. Mult timp. Și pe urmă s-a căsătorit cu prietena mea. Dar eu nu vreau să mă căsătoresc cu nicio prietenă. Nu, nici n-ai avea posibilitatea. Le-am desfințat pe toate. Dar asta nu înseamnă că vreau să mă căsătoresc cu dumneata, așa, hodorong, tronc, brusc. Iertați-mă, Ludmila, Prokofievna, nici eu nu vreau adică nici eu nu sunt prea perspicace. N-am înțeles. Sunteți de acord sau m-ați refuzat? Nu știu. Vezi, nici eu nu știu. Dă-mi voie. Alo? Da, Colea, bine, îl chem imediat. Vino la telefon. Da, ce ori mai fi făcut? Hai, Colea, spune mai repede ce s-a întâmplat. Cum? O nenorocire! Au scăpat pisica pe luminator. Hai! Unde? Să salvăm pisica! Da! Bună dimineața, excelent, excelent, dar dumneata? M-am sculat la 6 dimineața să curez opseaua aia verde. Nu se ia cu nimic, în schimb eu m-am înverzit tot. Cum se simte pisica? Bine, foarte bine. Am o idee, ce-ar fi să mergem de seara la teatru? Splendid, am mai fost de 100 de ani la un spectacol, la ce mergem? La ce importanță are? Mă repet să cumpăr bilete și... Da. Bună dimineața! Bună dimineața, Veroșca! Arătați minunat! Am fost o elevă conștiincioasă, nu-i așa? Cum îți mai merge cu Senea? Da, de unde știți? Ne, vorbești așa de tare la telefon că de la mine din birou se aude totul. Ieri mi-a făcut cunoștință cu părinții lui. Asta este foarte bine, înseamnă că are intenții serioase. Mă duc la mine în birou, Veroșca. Da. Când vine Samohvalov, să treacă pe la mine. Bine. Da, bună dimineața, Verocica. Bună dimineața. Ludmila Prokofievna v-a rugat să mergeți pe la ea. În ce dispoziție e? Excelentă. Are o rochie nouă, e proaspăt cu afată și se laudă că a dormit foarte bine. Verocica, dumneata știi totul. Ce se întâmplă cu ea? Păi n-ați auzit? E în amor cu Novoseltsev. Toți vorbesc. Romeo și Julieta la centru de statistică. Bună dimineața, Ludmila Prokofievna. Bună dimineața, ce mai e nou? Toată lumea este preocupată de dumneavoastră. Adică? Aș prefera să nu vorbim despre asta. Da, oricum or să aflați. Spune. Într-un cuvânt, cum să mă exprim, se spune că Novoseltsev vă face cur. Da, e adevărat. Și? Nu, nimic, dar... Acest zvon vă cam compromite. Am o asemenea reputație fără pată încât era și timpul să mă compromit puțin. Totuși e de datoria mea să vă previn.
Țineți minte când ați fost la mine și am sărbătorit instalarea mea? E, atunci s-a hotărât ca el să vă facă curte pentru ca să obțină postul de șef de serviciu. Nu vreau să-l denigrez, nu. O să se descurce, e un om capabil. Nu te cred. Trebuie să-l înțelegeți, în fond e vorba de o mărire substanțială a salariului. Pe de altă parte și ambiția, nu? Poate că bănuiți că am inventat toate astea ca să mă răzbun, dar unele amănunte n-am de unde să le știu decât de la el. De exemplu, cum a vorbit cu dumneavoastră despre ciuperci. Iertați-mă, vă rog. Am impresia că v-am tulburat. Mă duc la mine în birou. Vera, notează, te rog. Da. Azi? Pui data? Da. Prin ordinul? Numărul? Da. Pui numărul? Da. Tovarășul? Pui numele. A fost numit șef al sectorului industriei ușoare cu retribuția corespunzătoare. Semnătura. Du-te și bate la mașină. Iertați-mă, dar n-a spus cine va fi numit. Cum cine? Novoselțev Anatolie Efraimovici. Am venit. Am făcut rost de bilete, dar nu la teatru, la circ. Vă place circul? Mie foarte. Ia loc, tovarășe Novoselțev. Vera, poți să te duci. Bine, Ludmila Prokofievna. Tovarășe Novoselțev. Ce? Vreau să te felicit. Pentru ce? Am căutat mult timp un om potrivit. Și până la urmă mi-am dat seama că dumneata ești un tovarăș energic, priceput, hotărât, întreprinzător. Și încă ce întreprinzător? Ce într-un legi? Cuvânt, ți-am semnat ordinul de numire. De ce? Cu ce am greșit? Cu nimic, cu nimic, ți-ai realizat visul. Ce s-a întâmplat în timp ce eu am fost plecat? Nimic, mă închin în fața șmecheriei dumitale. Dar n-am făcut nicio șmecherie. Nu fii modest, nu fii modest, îmi faci curte ca să obții un post. Am știut că o să se termine prost, dar nu bănuiam că o să mă îndrăgostesc. Nici nu-mi trecea prin cap. Ești un om îngrozitor, Novoselțev. Eu? Dumneata, nici măcar nu înțelegi că te-ai purtat ca un ticălos. Dar am o circumstanță atenuantă. Te iubesc. Nu te cred. Dar pe Samohvalov l-ați crezut? Nu, am discutat destul, du-te la treabă. Trebuie să te acomodezi cu noile răspunderi. Poate că... Nu! Atunci refuz postul. Mă costă prea mult. Nu mă interesează capriciile dumitale. Dați-mi o coală de hârtie, îmi scriu pe loc demisia. Mi-am găsit o slujbă mai bună. E și mai aproape de casă și salariul e mai mare. Și munca mai așa are mai multe perspective. Vă rog să semnați. Nu pot să dau curs cererii dumitale. O să scriu alta. O să aibă aceeași soartă. Am să o scriu și pe a treia. Iar eu am să o rup. Tot am să plec. Nu vreau să mai lucrez sub conducerea dumitale și n-am să o fac. Bai să o faci, tovarășe Novoselțev. Nu te pot lăsa să pleci de neînlocuit. Nu există oameni de neînlocuit. O să găsiți în locul meu un funcționar mai onest, mai cinstit. Un om care nu minte niciodată. Iar dumneata ai să-ți găsești o șefă mai tânără și mai frumoasă. Sigur că o să-mi găsesc. Nu e o problemă. Da, de câte ori intri aici mă jiclești. Nu vin de capul meu. Dumneavoastră mă chemați și nu mă lăsați să-mi văd de treabă. Atunci pleacă, pleacă, nu te țin cu forța. Ba da, mă țineți cu forța. Deci nu mi scăriți cererea. Nu pot să-mi fac lichidarea. Scriu din nou, o aprob. Da. Scrie. Scriu. Mă bucur să scap de dumneata. Poftim. Sper că nu o să te plângi de pagubele materiale și nu o să pierzi biletele la cir. N-aveți nicio grijă, am să le revând la preț de speculă. N-ai făcut bine cererea, n-ai arătat pentru care motiv pleci. O să mi se reproșeze că am dat drumul unui funcționar bun fără un motiv temeinic. Bine, am să scriu alta. Da, scrii prea încet, m-am plictisit să tot aștept. Am 1000 de treburi. Nu, lasă că am terminat, să semnez Novos. Poftim. Da, deci pleci pentru că... Da. Pentru că directorul instituției Ludmila Prokofievna, da? Nu este un om, ci o fiară, o ființă uscată, fără suflet rea, da. Care are loc de inimă, cifre și situații. Tocmai. Da, în schimb, dumneata ești un om bun, simțitor și atent. Nu-ți permit să-ți bagi joc de mine. Da, pe de altă parte ești un om al zilelor noastre, care nu-și pierde vremea fără folos. Sentimente contrapost. Să nu îndrăznești să vorbești așa cu mine. Într-un cuvânt, ești un om drăguț și fermecă. Ce, crezi că dacă ești director, totul îți e permis? Poți să vii și moșică? Nu-ți permit. Aha, acum sergi la bătaie. Te urăsc. Asta nu e un motiv să mă desfigurezi. Liudocica. Liudocica. Repede, dați-mi câte o rublă, repede. Dar de ce? Ce se întâmplă aici? Ți-am spus de 1000 de ori să nu mai intri fără să bați. Zău așa, șura. Da, pentru cine strângi bani? A născut Ala Fedoseva.
cresc prețurile. Când a născut Mașa Selesniu, v-am dat câte 50 de copeci. Acum o să... Se doze Eva regemeni. Da, da, sigur. Ei, scălți-vă și dați banii. Uite, cât 100 de ruble. Tovarășe Novoselțe, du-te odată la dumneata în birou. Da, să știi, Ludovica, eu nu pot să primesc postul de șef de serviciu. Da, înțelegi? O să zică lumea că îți protejezi soțul. Ia mai dați-mi câte 50 de copeci. Dar pentru ce jura? Pentru un cadou de nuntă din partea colectivului. Cine face nuntă? Cum cine? Voi doi. Dați-mi banii și scăliți-vă. Ai, jură.